cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață în prea frumoasa zi de 23 mai 2022. Am putea avea multe teme pentru astăzi, dar ne oprim asupra uneia, pentru că a făcut furori în presa națională și o să încerc astăzi să vă spun câteva lucruri, unele cunoscute, dar uitate, altele mai puțin cunoscute, din spatele a ceea ce înseamnă dosarul ambulanța și reținerea celor trei personaje, Preda, Rozonski și Dan Morenciu, directorul de la DSP, celelalte două doamne, una fiind de la Târgu Neamț și cealaltă de la Piatra Neamț, pe post de asistente, șefe, ceva de genul ăsta. Deci, trei personaje într-un dosar în care s-a dat o șpagă foarte mare pentru angajare, practic pentru fixare pe post. Personajul de la Târgu Neamț, doamna Preda, iată cele trei personaje, le vedeți în ecran. Personajul de la Târgu Neamț, doamna Preda, a strâns bani, i-a dat 40.000 de euro. Din comunicatul DNA ni se spune că e un flagrant realizat pe 18 mai. Domnului Morenciu, 8.000 doamnei Rozonski, asistenta, șefă sau ceva, titulatura exactă, nu o cunosc. Și probabil că, dacă a dat atâta, mai ar fi rămas și ceva pentru domnia sa. Deci cele trei personaje sunt interesante prin ele însele și trebuie puțin să vorbim despre fiecare. Aș începe, nu în ordinea funcțiilor, ci în ordinea importanței, cu doamna Preda de la Târgu Neamț. Preda de la Târgu Neamț este un personaj fabulos și provine dintr-un mediu la fel de fabulos. Așa, pentru început, să vă spun doar că ea a ajuns la ambulanță nu întâmplător, se pare că tatăl domniei sale a fost acolo. O să spuneți, e normal fata să-și urmeze tatăl, dar este foarte normal, nu e niciun fel de problemă. Cum a ajuns la ambulanță? Aici deja este o altă problemă care ține de modul în care funcționează școlile pozițial-sanitare în această prea frumoasă țară, în care acum te poți duce la pozițial-sanitară și dacă nu ai bacalaureatul, pentru că, în definitiv, ce importanță mai are școala în ziua de astăzi. Deci, cineva ne-a contactat și ne-a spus, domne, uite care este problema, verificați diploma de absolvire a școlii respective a doamnei Preda. Noi nu suntem în măsură să verificăm această diplomă, putem spune doar ce ni s-a comunicat, și anume faptul că această diplomă ar fi fost obținută undeva prin județul Harghita, dacă e adevărat, și că ar fi niște mici probleme în legătură cu ea. Nu știm deocamdată în ce măsură această informație este veridică, ne-am făcut datoria să o spunem aici. Dar doamna Preda este cumnata fostului șef al poliției din Târgu Neamț, actual consilier local PMP. Domnul Preda mai are un frate care lucrează, ghiciți unde, la ambulanță,
unde ar fi lucrând, unde ar, se spune că lucrează și fiul domniei sale. Nu putem să ne gândim că ei ar fi putut să dea șpagă pentru angajare. Dar cine știe? Pentru cei cu ținere de minte, acum câțiva ani, vreau să reamintesc că a existat un caz semnalat tot așa la vremea respectivă în exclusivitate de Mesagerul de Neamț, pe care a devenit un scandal național, scandalul bacalaureatului la Liceul Ștefan cel Mare. Printre elevii care au fost prinși copiind atunci, și au fost și după aceea scos din concurs, ar fi fost și băiatul domnului Preda, a cărui mamă lucrează la Liceul Ștefan cel Mare ca profesoară de matematică. Ca să întregim albumul, cred că soțul doamnei Preda a lucrat în poliție și a fost și el cercetat într-un dosar de luare de mită. Deci, putem spune că imaginea este destul de interesantă și creează, ca să spunem așa, un mediu, arată un mediu pe care se poate lucra în continuare în momentul în care se continuă cercetarea penală. Așa, la nivel de discuții, mai știm că doamna Preda era un om extrem de atent cu tot ce se întâmplă în ambulanță. Dacă era ziua managerului, de obicei se mobiliza și reușea să marcheze acest lucru prin mici, să le spunem, mici lucruri care se practică la un anumit nivel într-o comunitate din aceasta. Se mai adunau niște bănuți pentru cadouri, nu mă întrebați cât, că nu pot să vă spun, suma este interesantă, din ce ni s-a spus de către cei care lucrează chiar în serviciu de ambulanță. Deci de ziua managerului se mai adunau de alte zile importante în funcție de sexul managerului. N-am zis gen, am zis sex. Nu mai râdeți. Cam asta este imaginea unui angajat la ambulanță cu funcție de răspundere care făcea parte din concursul. Din comisiile de concurs. Lucrurile stau la fel și în cazul doamnei Rozonski, care e cunoscută în sistem. Mergem spre domnul Morenciu. Domnul Dan Dorin Morenciu, dacă nu mă înșel, da, Dan Dorin Morenciu, este un personaj absolut fabulos în sănătate, pentru că domnia sa, de când a fost director DSP, a fost el, a reușit să treacă prin toate aceste funcții, netulburat, fără să aibă vreodată vreo părere a lui. El îndeplinea ordinele șefului, indiferent cine era aceasta. Îmi aduc aminte că în 2013 domnul Morenciu, la vremea aceea director DSP, este schimbat din funcție și îi se aduc mai multe acuzații. Una dintre acuzații a fost că a mințit chiar Ministerul Sănătății. El a fost numit director DSP prin 2009, după care s-a fost un control, s-au găsit mai multe lucruri și a rămas în DSP. Ca să fi rămas în DSP, trebuia să fi fost angajatul societății înainte. Ori el nu fusese angajatul societății înainte, dar cu nonșalanță a spus, da, domne, sunt angajatul DSP și a rămas pe funcție în DSP. De acolo a putut să revină mai târziu director
la DSP, în funcție de cum se învârteau chestiile în politică. Domnia sa a avut o viață de medic aventuroasă, la un moment dat a fost părât că dădea concedii medicale pe anumite criterii, nu știm dacă criteriile acelea pot fi cuantificate în bani, unii spun că da, alții spun că pot fi cuantificate în mici atenții, gen o sticlă de whisky, un pahar de cafea, o pungă de cafea sau cine știe ce alte lucruri de genul acesta. Cert este că domnul Orenciu a avut tot timpul o apetență deosebită pentru ce se întâmplă la ambulanță. În sensul că practic el avea grijă ca toate scandalurile care erau în ambulanță să fie foarte bine acoperite. Dacă îl întrebai ceva despre ambulanță, nu știu, nu cunosc, nu este treaba mea. În momentul în care s-a aflat că era și treaba domniei sale, a fost promovat. Și așa a ajuns șef la ambulanță, de unde pleacă în felul acesta, cu o șpagă într-o zi de 40.000 de euro. E un fel de... Chestia asta cu Morenciu în DSP este ca un fel de întâlnire a hoților cu proștii. La vremea în care încă era director, prin 2016, scriam un text, Bolnavii Sănătății, azi Dan Dorin Morenciu, în care spuneam că unele acțiuni ale acestuia frizează prostia penală și i-ar putea duce pe protagoniști după gratii. N-am fi vrut să avem dreptate. Dar domnul Dan Morenciu, la vremea aceea, s-a făcut remarcat la DSP prin faptul că pe vremea lui trebuiau să dispară niște spitale. Și a făcut tot ce a putut ca să sprijine acest lucru. A rămas în legendă momentul în care trebuia să fie prezent la minister într-o ședință decisivă pentru ca spitalul din Bicaz să poată funcționa. Și n-a ajuns la ședința respectivă pentru că a rătăcit drumul. Deci a rătăcit drumul. El trebuia să ducă acolo un document prin care se spune că spitalul respectiv nu mai funcționează, ca să poată transforma într-un centru de sănătate, ceva de genul ăsta, de la Bicaz. Morenciu nu s-a dus cu documentul respectiv pentru că spitalul funcționa. Nimeni nu dăduse o decizie de închidere a lui. El nu funcționa, dar funcționa. Totul sub patronajul acestui personaj destul de grav. La vremea aceea puneam și un diagnostic, nu de medici, leziuni grave la coloana vertebrală, în activitatea socială, dificultăți vizibile și profunde în susținerea punctului de vedere, intoleranță la problemele reale ale sistemului sanitar. Îi dădeam și un tratament la vremea aceea, o schemă de tratament de 3 ori pe zi în fața oglinzii să repete, eu sunt director, eu iau decizii, apoi un tratament intensiv cu lecitină pentru a nu uita acest lucru. Și obligatoriu să ia gratuit toate mesele la un loc bolnav din spitalul pe care îl administrează în calitate de președinte, pentru că da, domnul Dan Morenciu a fost în acea perioadă de glorie și în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Neamț, prin natura funcției. Și, evident, era doar decorativ. Bun. O să spuneți, domnule, ce atâta treabă? Cum s-a dat o șpagă și cu asta basta? Ei, nu-i chiar așa. Pentru că, între timp mă mai uit și pe mesajele pe care le primesc pe WhatsApp, pentru că despre ambulanță, dacă cineva dorea să știe lucruri, le putea afla încă din 2010. Ele au fost făcute publice, s-a scris despre ele. Un om
care nu avea foarte multă școală la vremea respectivă, dar lucra în ambulanță și a fost sprijinit de niște personaje absolut decente, a ieșit în față și a zis, bă, aici se dă șpagă, e un cerc de interese mari, se repară mașini private în ambulanță, se întâmplă o mulțime de lucruri, la angajări șpagă, la alea. Evident că a fost dat afară. De fapt, el, ca să respectăm adevărul istoric, a ieșit cu toate lucrurile astea după ce a fost dat afară. A trebuit să fie reîncadrat. Dar după aia tot a fost dat afară. La vremea aceea, director la ambulanță era doamna Letiția Damoc. A fost o întreagă tevatură, au apărut două cărți. Una dintre ele, dacă poți să o, să o pui pe ecran, se chema chiar Dosarul Ambulanța. Lucrurile sunt acolo, bine, tușate, câteodată exagerate, dar sunt lucruri, multe dintre ele palpabile, care puteau fi verificate fără niciun fel de problemă. Inclusiv chestii care țin de zile, ore, număr de mașină, a cui era mașina, cum s-a reparat, ce s-a întâmplat. Țin de modul în care erau relațiile în zona respectivă. Cum soți, cum nați, cum metri aveau atribuții legate de serviciul de salvare. Cum o firmă care repara mașini acolo, cred că Samira, dacă nu mă înșel, dar poate mă înșel, avea tot felul de încrengături în zonă. După ce au apărut cele două cărți, Janel Iosu a avut o traiectorie interesantă. Unii au încercat să-i închidă gura, oferindu-i funcții și alte lucruri, alții l-au carotat. A trecut în politică, acum a ajuns să piardă tot, pentru că, nu e așa, grupurile de interese funcționează perfect în Județul Neamț. Am pornit de la un dosar ca să vă spun câteva lucruri în spatele, ce se întâmplă în spatele unei asemenea lucrări. Însă, cel mai important lucru care ar trebui să-l reținem din toată această chestie nu este că a luat Morenciu 40.000 de euro, s-a dat șpagă la salvare din vremuri imemoriale, la concursul de la spital s-a dat șpagă din vremuri imemoriale, așa se promova la nivelul acesta. Problema este alta. Problema este calitatea profesională a celor, a multor dintre cei care lucrează în sistemul de sănătate publică și nu mă mai refer aici la ambulanță. Personalul de genul acesta vine din școlile post-liceal-sanitare, care, cel puțin în Județul Neamț, au o istorie extraordinar de interesantă, controversată și penală. Dar de fiecare dată lucrurile ori s-au terminat cu niște sentințe din acelea de doi bani, având în vedere importanța domeniului și faptul că de acolo ies oameni pe mâna căruia intră bolnavi, deci cu niște sentințe de doi bani, sau au fost acoperite. Îmi aduc aminte acum, cum mai țin minte anul exact, 92, ceva pe acolo. O primă școală post-liceal-sanitară la Neamț funcționa în actualul liceu forestier. Era așa în vogă, venea lumea, se înscria la școala respectivă. O anchetă a ceea ce însemna atunci ziar Ceahlău. Am avut onoarea să fac parte din acea anchetă, am scris materialul împreună cu colegul Viorel Cosma.
O anchetă a demonstrat că școala respectivă, de fapt, era un întreg sistem mafiot de produs diplome. Și nu orice fel de sistem mafiot. Un sistem mafiot în care erau implicați medici, asistenți, oameni de o anumită apartenență religioasă, care, practic, în disprețul oricărei legi, au creat o clasă în plus, fără acord de la minister, fără nimic, în care au fost înscriși niște băieți, mulți dintre ei rude cu ceilalți sau de aceeași apartenență religioasă, și care urmau cursurile ca orice alți oameni. Aveau catalog, erau notați, ni se făcea. Fără ca cineva să aprobe funcționarea acelei clase. Director era un eminent medic, dacă nu mă înșel, cardiolog, care a plecat din țară perioada respectivă. Administrator era un economist care aranja lucrurile. Ancheta a fost condusă de un inspector la vremea aceea pe numele său Mihai Cosma. A fost scandal, medici, după care lucrurile s-au rezolvat. E adevărat, elevii respectivi n-au mai putut continua școala în anul acela. Ce s-a întâmplat apoi? Ar fi interesant dacă cineva s-ar duce la dosarul de atunci, poate să ia, dacă nu, colecția ziarului Ceahlău din perioada respectivă, acolo sunt toate numele, să vadă câți dintre ei lucrează acum în sistemul sanitar. Și unde? Acele persoane care au fost acceptate într-o clasă paralelă, este greu de crezut că au fost acceptate fără să dea șpagă. Exista un cost. Clar exista un cost. Ei au fost învățați că trebuie să dea șpagă ca să intre în sistem. După care, după intrarea, obținerea unei diplome, au fost învățați că trebuie să dea șpagă ca să fie angajați. După care trebuiau să-și recupere șpaga. Șpaga se putea recupera de la bolnavi sau se putea merge mai departe în acest sistem piramidal, luai o cunoștință, o duceai să urmeze parcursul tău și îi luai o mică șpagă. El urmând să dea șpagă mai departe, ca să ajungă și el acolo. Și sistemul s-a perpetuat. Așa avem adevărate familii care lucrează în domeniu. Și la Piatra Neamț, în ambulanță, și în spital, și prin alte părți. Unii dintre ei au devenit profesioniști la locul de muncă. Și sunt oameni onorabili acolo. Asta nu înseamnă că n-au urmat și ei sistemul. Șpagă, 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 șpagă. Dacă adăugăm la aceasta faptul că avem N scandaluri de corupție la nivel de spital, mai țineți minte, cu medici, mai de la ortopedie, au mai fost și altele. Începem să ne gândim dacă n-ar trebui cineva să ia la puricat toate promovările din școlile post-liceal-sanitare din Neamț, pentru că am avut scandal și cu o școală din Roman. Am avut o scandal și cu una de la Târgu Neamț. Și ca să închidem cercul, cel care sesiza la un moment dat din Inspectoratul Școlar Mihai Cosma chestia cu școala post-liceal-sanitară, spre pensionare a ajuns să ocupe și el de o școală post-liceal-sanitară, presupunem absolut onorabilă. Mai este o problemă. Aceste școli post-liceal-sanitare nu știm cine le verifică cu adevărat. Pentru că, și o recunosc chiar cei din sistem, sunt elevi care se duc doar la începutul anului școlar, la petrecerile făcute cu diferite ocazii și să-și ridice diploma. Cine predă în aceste școli post-liceal-sanitare? Ia uitați-vă un pic.
domnilor care vă ocupați de anchete. Și întrebați-i, de ce acceptă să dea diplome la niște personaje care nu se duc la ore? Chiar așa. De ce? Cine are un răspuns este invitat să ne transmită și nouă părerile apropo de acest lucru. Ne oprim aici. O problemă serioasă, o problemă importantă, pornind de la un caz de șpagă nenorocită într-o zonă în care nu mai vorbim despre bolnavi, ci vorbim despre foloasele unor oameni care trăiesc pe spinarea bolnavilor. Cele bune, o săptămână liniștită tuturor, nu uitați, aveți grijă de voi, sunteți pe cont propriu, să nu ajungeți la mâna sistemului sanitar.